se apropie dragobetele, iar cei de la Muz FM de mai bine de 5 ani se gândesc la tinerii îndrăgostiți. Excepție nu face și anul acesta. O călătorie în Grecia îi așteaptă pe doi dintre cei mai fideli radioascultători ai postului. Care sunt condițiile concursului? O să ne spună imediat Victoria Bucătaru, directorul Muz FM Moldova. Salutare! Salut, Lelo! Bine ai venit! Mă bucur! Eu tot vreau în Grecia! Să te văd! Da? Eu tot vreau în Grecia! Nu prea cred că ai voie, dar cei care privesc acum, cu siguranță au voie să facă. Da, eu țin minte că și în anii trecuți, oarecum știam de concurs, vedeam ce se întâmplă acolo. Știi cum se întâmplă? În echipe. În primul rând, deja e a 5-a ediție. Trebuie de menționat acest fapt că este tradițională campania. Dragobetele sărută fetele, de asta dată cu foaie în Grecia și de 5 ani o face la fel. Chiar am răsfăit cu plăcere niște reportaje mai vechi ca să văd lumea participantă, ca să văd colegii, că știi că se mai întâmplă să mai vină, să mai plece. Și o plăcere imensă am primit de la feedback-ul celor care au revenit în Grecia în campaniile anterioare. Da, seama, dintre ei precisau copiii deja. Da. Chiar să știi că intenția a fost una frumoasă de a invita pe unii dintre câștigătorii din anii precedenți aici. Și răspunsul a fost unul că cineva a născut recent, cineva are o sărbătoare în familie astăzi și n-a fost să fie, dar oricum, datorită vouă, iată, există reportaje de finale, există oameni reali tare frumoși. Există poze ale tuturor celor înregistrați și văd că se întâmplă pe bune, în cel mai frumos mod. De aceea, uneori norocul le aduce această foaie la picioare pentru că se înscriu de obicei mai mulți, știi? Mm-hmm. Ajung să fie sute care se înscriu, se înregistrează oficial pe site. Da, totul se întâmplă pe site-ul vostru. Votingul se întâmplă pe site. Dar ei ne expediază o poză de cuplu frumoasă, romantică, specială sau poate una din telefon aleasă de voi, pentru că aveți cu siguranță foarte multe frumoase și la diferite ocazii, o expediați la concurs@muzfm.md și noi o înscriem deja pe site cu număr de participant și așa mai departe. Deci, atunci când se întâmplă votingul, și votingul se va întâmpla de pe 10 până pe 21, deci mai aveți timp să mai expediați aceste poze la concurs, să vă înscrieți în campanie. Deci și să fiți concurenți cu ei, pentru că ei sunt concurenții deja înscriși. Da. Aceștia s-au înscris și după ce dăm start votingului, va trebui să implicați toți prietenii. Adică toată lumea, știți cum e în Moldova, mulți cu mătri, prieteni, colegi de facultate, verișori. Și dacă sunteți oameni buni, doar cu o solicitare bunuță, frumușică pe pagina de Facebook sau unde considerați voi, și toți vor da o mână de ajutor. Așa s-a întâmplat și în cazurile precedente, pentru că declarau câștigătorii că nu se așteptau, că toți prietenii îi susțineau odată ce îi plăceau, odată ce sunt prieteni adevărați. Dădeau un voting și, de exemplu, anul trecut, dacă mi-amintesc eu bine, cu 6500, dacă pot greși, dar poate fi văzut pe site. Adică, așa, uite, așa implicare destul de activă. Da, de asta și există prietenii și, sau poate munceau și ei zi și noapte la aceste votări, cu siguranță. Dar de câte ori pe zi? Sau nelimitat poate fi? Nu, este restricționat. Uh-huh. Avem și noi echipă la IT foarte strictă, severă, verifică. Adică, să nu avem trucuri, să nu avem fraude, deci se verifică, pentru că au fost tot felul de cazuri anterior și noi verificăm foarte strict. Deci nu încercați să faceți șurumură? Nu, fără. În cazul concursului, când faceți finala? Totdeauna, tradițional, noi o facem de dragobete, pentru că este o sărbătoare națională fantastică și, în general, toată luna februarie este dedicată lunii îndrăgostiților, romanticilor și celor mai frumoși ascultători care decid să plece în Grecia cu foaie de la noi. Și ideea este că pe 24 vom invita top 3, nu invităm pe toți, ca să-i mai supunem la niște probe suplimentare și nu divulgăm prin regulament aceste probe, pentru că precedentele au apărut în reportaje, să zicem, în anii trecuți și atunci se pregătesc, dar noi vrem să fie foarte inventivi, să fie foarte creativi. Bineînțeles că se întâmplă ceva cu compatibilitatea, să vedem cât de bine se cunosc, cât de bine își cunosc zilele de naștere a socrilor. Păi nu zi! Eu zic doar niște posibilități, că nu neapărat aceasta se va întâmpla. Au fost probe foarte diferite în fiecare an,
pentru că colegii de la radio sunt mereu inventivi, creativi. Și vă amintesc un caz bunut tare când trebuia să meargă cu iubita în spate pe o bandă într-o sală de sport și era la rezistență, adică a fost foarte dur. Anul ăsta nu facem așa, o facem în redacția postului de radio. Deci va trebui să fie declarațiile prea frumoase sau altceva ce vom pregăti noi în acel moment. Baftă! Mersi. Sperăm că în acest moment voi, cei care stați și comunicați cu persoana iubită de, sau în camera de alături sau poate în altă casă, scrieți, hai să ne înregistrăm și noi la concurs, să participăm, nici nu știți de unde apare norocul și votingul și câștigați o vacanță pentru două persoane în Grecia. Mai multe detalii intrați pe site-ul muzefm.md și o să le descoperiți pe toate.